Trebuie să binecuvântează Dumnezeu în această dimineață și este o minune. Este o minune pentru că suntem în casa lui Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu ne-a purtat de grijă, înseamnă că Dumnezeu a fost cu noi și așa ne-a cerut, înseamnă că Dumnezeu ne-a binecuvântat și aș vrea ca să citim din versetul 13, ultimele două versete, să vedem un mare motiv de bucurie în această dimineață. Psalmul 13, versetul 5 spune, eu am încredere în bunătatea ta. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Căci Domnul, când Domnului, căci mi-a făcut bine. În această dimineață avem toate motivele să ne bucurăm. Pentru că suntem într-o casă de rugăciune, pentru că suntem bine, pentru că suntem împreună și putem să ne închinăm Domnului în această zi. De aceea aș vrea ca să ne închidem ochii noștri, să plecăm capetele noastre înaintea lui Dumnezeu și să mulțumim frumos în prima parte a rugăciunii, iar în a doua parte să cerem prezența lui Dumnezeu peste inimile noastre, peste sufletele noastre, aici să fie mijlocul nostru, ca tot ceea ce se va face în această zi să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Această dimineață să ne apropiem cu încredere de Dumnezeu. Și așa cum spuneam psalmistul, cânt Domnului că și ne-a făcut bine. Dacă Dumnezeu ne-a făcut bine, haideți să cântăm din toată inima lui Dumnezeu. Vă rog să ocupați locurile și haideți să ne deschidem inima. Înainte să ne deschidem gurile noastre, să ne deschidem inima. Ca jertfa, cântarea de laudă la adresa lui Dumnezeu să fie primită ca un dar plăcut lui Dumnezeu, ca o șerfă plăcută lui Dumnezeu. Cu toți am încredat la urmă.
să fie Dumnezeu pentru căci putem să gândăm gândarea aceasta. În tine este nădejdea mea, în tine este speranța mea și în tine suntem biruitori. Frații mei, omenirea n-a putut să gânde gândarea aceasta. Și Apostolul Ioan vede aceasta în vedenie și vede poporul, omenirea, că se îndreaptă înspre ea, înspre pierzare. Însă a fost cineva care a zis, mă duc eu, Tatăl, pe pământ să mă jertfesc. Pentru ca omenirea să aibă o speranță. Pentru ca omenirea să aibă o nădejde. Pentru ca omenirea, noi, astăzi, să putem să avem drept la cetățenia lui Dumnezeu. Frații mei, cuvântul lui Dumnezeu am citit în Psalmul 13, versetul 5. Eu am încredere în bunătatea ta, spune psalmistul, și spune, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. În această dimineață vrem să fim veseli pentru că suntem copii de Dumnezeu. Pentru că suntem mântuiții Lui. Pentru că El ne-a mântuit, pentru că El s-a jertfit pentru noi. Pentru că El ne-a adus mântuirea. Altfel eram toți. Ne îndreptam înspre pierzare, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea vă invit să vă ridicați în picioare. Nu cred că avem alt motiv mai mare să-L laudăm pe Dumnezeu decât acesta. Cuvântul lui Dumnezeu spune, eu am încredere în bunătatea ta, pentru că Dumnezeu este bun. Știți ce a făcut? Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale, din pricina salvării tale. Din pricina faptului că avem o nădejde, din pricina faptului că avem o speranță, avem o intrare slobodă, adică liberă la Tatăl și noi astăzi putem să ne închinăm. De aceea, frații mei, nu vom face nimic altceva rugăciunea aceasta decât să ne aducem mulțumire noastră înaintea lui Dumnezeu. Haideți să o facem din inimă, să închidem ochii noștri și în Duhul nostru să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim frumos. Pentru că avem o nădejde, pentru că avem un viitor, pentru că este o veșnicie care așteaptă cu Dumnezeu, pentru că suntem mântuiți. Nu este motiv mai mare să-i mulțumești lui Dumnezeu. Toate lucrurile trecătoare sunt trecătoare și vor trece într-o zi, dar mântuirea pe care ne aduce Dumnezeu este pentru noi. De aceea, frații mei, haideți să îi mulțumim lui Dumnezeu în această dimineață, aleluia, pentru acest mare lucru pe care l-am primit de la Dumnezeu din dar. Amin.
Dumnezeu ne învață și ne spune că Domnul își ne-a făcut bine. Haideți să continuăm să vă dăm pe Thank you.
să ne ridicăm în picioare și așa este, Dumnezeu este cel mai frumos. Amin. Dar de unde știți că este cel mai frumos? Fraților, ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și vedem pe Dumnezeu mare și frumos, slăvit să fie numele Său. Amin. Pentru că trebuie să fim bucuroși în această dimineață, pentru că noi suntem mântuiți. Și de aici, din adunare, toți avem valoare în ochii lui Dumnezeu. Pentru că aș vrea să vă spun că Dumnezeul nostru nu face deosebire. El este un Tată perfect, slăvit să fie numele Său. Și vrem să ne bucurăm în această dimineață. Se citea din Cuvântul lui Dumnezeu și mi-a plăcut versetul 5. Eu am încredere în bunătatea Ta. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii Tale. Uite de ce să fii bucuros în această dimineață. Pentru că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și-a dat viața pentru tine și El pe toți ne-a răscumpărat, lăudat să fie numele Său. Aș vrea ca în această rugăciune fiecare dintre noi să credem din toată inima că Dumnezeu este aici. Credința noastră să fie fermă, să fie puternică, că Dumnezeu este aici în adunare prin Duhul Sfânt. Pentru că vrem să facem o rugăciune pentru problemele noastre, pentru cei bolnavi, pentru cei care suferă, pentru cei care sunt nemântuiți. Este cel mai important lucru de pe acest pământ, ca să fii în mâna lui Dumnezeu, să fii mântuit. De aceea, haideți să ne rugăm pentru cauzele bisericii, care sunt afișate pe ecran, și apoi dacă cineva din adunare mai are cauze, haideți să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Să nu ne fie rușine. Astăzi suntem în casa lui Dumnezeu. Am alergat toată săptămâna. Haideți să fim bucuroși că suntem în viață, că apele ne-au dat și pe aici, pe la Udine. Slăviți să fie Dumnezeu, că El este cu noi, că El ne poartă de grijă. Nu că suntem noi mai buni, ci așa hotărât Dumnezeu. Slăviți să fie numele Său. E afișat pentru fratele Mihai, care a suferit un grav accident. Fraților, Dumnezeu l-a luat acasă, nu mai este. Mulțumim Domnului că așa a găsit El cu care. Haideți să ne rugăm și pentru o familie care nu sunt la credință. Mergem să ne rugăm, familia Lăcătuș. Dumnezeu să fie acela care să lucreze în dreptul acestei familii și dacă mai aveți pe cineva, dacă mai aveți o povară, haideți să-i spunem Domnului Iisus Hristos, care este aici în adunare, slăvit să fie numele Său.
Tată din ceruri, mai stăm în rugăciune înaintea Ta, în numele Lui Iisus Hristos, Fiul Tău, care ne-a binecuvântat în această dimineață și suntem în casa Ta de rugăciune. Ca biserică, Doamne, Te rugăm să binecuvânți toate familiile din adunare, cei care sunt prezenți și cei care nu sunt, să fie acel care să Te îndure de ei, prin puterea cuvântului Tău să-i cercetezi, să le și bucuria mântuirii în sufletele lor. Te rugăm, Doamne, și pentru cei bolnavi din trup, în suflet, și cerem autoritatea Ta, mustră orice trup din partea celor și lasă puterea Duhului Sfânt peste noi, peste fiecare membru în parte, Doamne, peste fiecare familie, peste fiecare tânăr, Duhul Sfânt să fie acel care să se atingă de noi fiecare. Și îți mulțumesc în numele Lui Iisus că ești aici în adunare. Prin Duhul Sfânt privești la noi, privești la dorințele noastre, lăuda să-ți fie numele Tău. De aceea, Doamne, mângâie Tu orfanii, văduvele, mângâie Tu, Doamne, pe cei care sunt în nevoie, Doamne, și lasă binecuvântarea Ta și pacea Ta peste ei. Doamne, îți mulțumim pentru dragostea Ta, pentru că ești aici în adunare slăvit să fie Dumnezeu. Cercetează familiile împovorate, Doamne, dacă dimineața aceasta sunt persoane care suferă înăuntru lor, lasă mângâierea Ta, lasă ca Duhul Sfânt puterea cuvântului Tău să mângâie, să lese bucurie, slăvit să-ți fie Dumnezeu acesta. Îți mulțumim pentru că Tu asculți rugăciunea. Îți mulțumim, Tată, în numele Lui Iisus, că Tu iei aminte la rugăciune și Tu, Doamne, la vremea hotărâtă de Tine, Tu dai rezolvare, slăvit să fie Dumnezeu. Doamne, în continuare, slava Ta, dragostea Ta, să rămână peste adunare. Amin. Haideți să ocupăm locurile și să rugăm.
să ne binecuvânteze pentru că în această dimineață am ales o casă de rugăciune. Am lăsat confortul nostru acasă și am spus că vrem să ne hrănim sufletele noastre cu hrana divină care vine de la Dumnezeu. Lăudați să fie numele Domnului. Amen. Vă salutăm pe toți și ce sunteți prezenți în casa Domnului și în mod special salutăm familia Gagea, fratele Prespite Traian și sora Maria, care au găsit cu cale să răspundă la invitația noastră. Dumnezeu să-i binecuvinteze și să ne rugăm Domnului să se folosească de fratele Traian în mesajul pe care îl va aduce și noi să primim hrana cerească. Amin. Haideți să lăudăm pe Dumnezeu cu orchestra, cu o cântare. Au venit și ceilalți din sală? Încă nu. Atunci facem altfel. Lăudăm pe Domnul cu grupul de laudă. Iar apoi lăudăm pe Domnul cu orchestra. Să cântăm un cântec nou pe care l-am învățat noi și vrem să-l învățați și voi. Refrenul spune: ce dar nemeritat, ce drept să fiu salvat, în ceasul cel mai greu ai luat păcatul meu.
care joi seara ne slujesc în cântare. Stați în față și vom cânta o cântare spre slava Domnului. Ne vom închina și cu gravele noastre de bunăvoie, după care Domnul să ne binecuvânteze pe cartea de Bacan și, cum a spus, presbiterea Biserica din Oberță. Dumnezeu să vă ferească și să vestească în cuvântul Domnului. Amin. Hai să vedem. Cuvântul Domnului.
dumnezeiască lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciune care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug acestea lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine n-are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Este adevărat că îmi face plăcere să vin la dumneavoastră și oricunde este un loc de închinare, unde oamenii se adună la închinare. Și aș vrea să vă spun că știu ceva despre fiecare dintre voi. Știți, mai am obiceiul acesta de spun, să știi că știu. Deci mă uit atent la tot ce face. Și câteodată văd că face ca să mă acolo fața. Troșește, se schimbă. Știi? Mă, de ce știi asta despre mine? Deci e o chestie, știi? Deci, ăsta nu te aștept, deci nu știi nimic, poate, că știi? Dar azi știu. Și despre tine să știu. Despre fiecare dintre dumneavoastră. Și știu că ați făcut un lucru, cel puțin un lucru bun. Și știți care e acela? Că ați venit la casa Domnului. Deci unul sunt sigur, cred că ați făcut și mai multe. Dar unul sunt sigur că ați făcut un lucru bun. Pentru că sunteți la casa Domnului. Slăviți să fie Domnul. Amin. Pentru că în ziua Domnului nu există un lucru mai bun să faci ca acela să te duci la casa lui Dumnezeu. Și acum, dacă am venit la casa lui Dumnezeu, am fost îndemnați de la timpul de rugăciune și așa cum de obicei este acest îndemn printre creștini, fraților, haideți să ne deschidem inima. Și acum, ați fost îndemnați, am fost îndemnați, dacă n-am avut o deschisă la îndemn, ne-am luptat să ne-o deschidem, nu? Și cred că n-ați închis-o, nu? Este cineva care a și închis-o inima? Nu. De aceea zic că Dumnezeu să ne binecuvinteze, că El poate să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, în fiecare moment, în fiecare loc și în orice circunstanță. Pentru că noi suntem în dimineața aceasta aici ca să-L lăudăm pe El. Și El este aici, slăviți să-i fie numele Lui, amen, ca să ne binecuvinteze pe noi. Amen. Și cea mai mare bucurie este că atunci când creștinii se adună la oaltă și Domnul lor este acolo, se întâmplă ceva deosebit. Oamenii merg transformați. Motoul bisericii noi la Odessa l-am ținut pentru un an. Mergem la biserică nu să fim informați, ci să fim transformați. Biserica este locul unde se transformă din nimic în ceva dumnezeiesc. Din murdar în ceva curat. Imaculat. Aceasta este biserica. Și mă rog ca Dumnezeu și în dimineața aceasta, prin Duhul Său, să lucreze la fiecare inimă. El este unicul care poate să dea răspuns la fiecare dintre dumneavoastră și mie. El este unicul. Oricine ar trece pe aici, orice ar spune, dacă nu este confirmat de Cel care este stăpân, și Domn peste toate și cu inimă închină, n-are niciun eco. Și mă rog ca în continuare numele Lui să fie peste noi. El să binecuvinteze cuvântul, să mă binecuvinteze pe mine, pe dumneavoastră, pe toți. Amin. Și toți împreună să putem spune, mărit să fie Domn. Frații mei, ori de câte ori ne adunăm la casa lui Dumnezeu, noi știm că așteptăm ceva. Și așteptăm de ce? Pentru că avem nevoie. Și acel care ne cunoaște nevoile noastre, de fiecare dată e gata să ne dăruiască. În dimineața aceasta avem și cina Domnului în biserica din Udine de aici. Este și cina Domnului. Și este frumos să stai la cina Domnului. Și
Este adevărat că eu nu m-am gândit despre cina Domnului să predic în dimineața aceasta. Dar atâta e de simplu. Și atâta e oare cumva de oricum am face noi. Și oriunde am predicat. Că spunea Spurgeon, odată a fost întrebat despre, de cineva despre niște lucruri. Și a spus așa. Dacă mă întreb din Scriptură, n-am unde să mă duc ca să-ți dau un răspuns decât la cruce. Locul cel mai potrivit să-ți dau un răspuns bun este crucea. Că lângă cruce am orizontul bine peste tot. Dacă eu e să-ți dau un răspuns și nu sunt în poziția aia, nu sunt la cruce, răspunsul ar fi cam din poziția de unde sunt. De obicei, știți, când ne pune cineva pe o întrebare, odată am asistat la niște întrebări și cineva a răspuns. Și cel care a pus întrebarea a spus, dacă mă spune de unde ai scos-o. Nu? Spune de unde ai scos-o. Deci, cu siguranță, când avem un răspuns, atunci trebuie să avem și baza de unde l-am scos. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și în dimineața aceasta, ca să răspundă inimilor noastre, nu cu părerile noastre, ci cu cuvântul Său. Pentru că și fiecare dintre noi suntem în popas. Astăzi este un popas aici, în călătorie. În călătorie spre cer și aș vrea ca în popasul acesta Dumnezeu să lucreze la inimile noastre și ce mai este de perfecționat, de curățat, de schimbat, de transformat, să o facă prin Duhul Său. Acum, să trecem la cuvântul care l-am citit în dimineața aceasta. Este un cuvânt bogat, este un cuvânt care ne vorbește despre multe lucruri. Și așa după cum noi știm că și omul este dotat cu acele cinci simțuri, nu? Este văzul, auzul, mirosul, gustul și pipăitul. Cine are acestea, este un om sănătos. Iar dacă cineva nu le are pe toate, așa cum se spune printre oameni, abilitate în mod divers, dar cine le are pe toate, este declarat un om sănătos. Așa e și Biserica lui Dumnezeu. Este chemată să-și păstreze toate simțurile. Și aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta despre unul, nu pot vorbi despre toate, dar aș vrea să vorbesc despre unul și despre ce aș vrea să vorbesc este în versetul 9. Dar cine n-are aceste lucruri este orb. Cuvântul Domnului o spune. Umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Suntem într-o zi de cercetare a inimilor noastre și aș vrea să privim că și noi trăim într-o lume care este atât de opusă naturii bisericii. Biserica este chemată să vadă. Biserica este chemată să vadă ceea ce lumea nu vede. Biserica este chemată să deosebească ceea ce lumea nu deosebește. Lumea aceasta în care trăim este o lume nepăsătoare. Este o lume insensibilă. Este o lume fără bun simț. Este o lume oarbă. Și nu numai că ar fi atâta. Trăim într-o lume care îi împotrivitoare cuvântului lui Dumnezeu. Căci dacă e orb, e orb. Dacă e surd, e surd. N-aude. Nu cunoaște. Nu face nimic. Dar toate ar fi cum ar fi. Dar trăim într-o lume care este împotrivitoare cuvântului lui Dumnezeu. Și noi trăim aici. Și Dumnezeu ne-a chemat pe noi care ne spune, că în Matei spune cuvântul lui Dumnezeu, voi sunteți ce? Lumina lumii. Și mă rog că această lumină care a aprins-o în inimile noastre, cuvântul lui Dumnezeu, să ardă tot mai mult. Iar dacă cumva, datorită lipsii de ulei, să stinge și mai este un mucul acolo, un muc care mai fumegă, Dumnezeu vrea să-l aprindă. Dumnezeu vrea să reie flacăra. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Așa cum spuneam, aici, despre acest văz, și aș vrea să privim la ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și ne vorbește. Când Dumnezeu ne-a deschis ochii fiecăruia dintre noi și căruia nu i-a deschis încă, ca să-L cunoască pe Dumnezeu, nu din faptul că m-a dus mama și tata, cum sunt mulți copii care vin la biserică, în toate bisericile, îl cunosc pe Dumnezeu pentru că merg la biserică să cântă, cântă și ei,
Și totdeauna spun și în biserică la copii, aș vrea ca mâine, cât se poate de repede, Dumnezeu să vorbească în particular fiecărui copil și să spună, până aici m-a dus mama, m-a dus tata. De acum am aduce Duhul lui Dumnezeu că sunt înăuntru. Amen. Și atunci când Duhul lui Dumnezeu se prezintă în inima unui om, așa cum Domnul Iisus îi vorbește lui Nicodim în Ioan 3:3. În Ioan 3:3 privim un cuvânt care spune în felul următor. Domnul Iisus îi spune lui Nicodim. Drept răspuns i-a spus, acesta a fost și el un om, un nume, nu oricine, un fruntaș al ideilor, să duce și el la Domnul Iisus că își vede ceva în el. Drept răspuns i-a zis Iisus, adevărat, adevărat, adică repetă de două ori același cuvânt, adevărat, adevărat, adică e nedeschimbat lucrul acesta. Îi spun că și dacă un om nu se naște din nou, nu poate ce să facă? Să vadă împărăția lui Dumnezeu. Frații mei, dacă nașterea din nou a avut procesul în inimile noastre, înseamnă că nouă nici s-au deschis ochii. Amin? Amen. Ceea ce n-am văzut până atunci, am văzut după aceea. Ceea ce n-am putut pricepe până atunci, am văzut după aceea. Pentru că și numai cei care au ochii deschiși pot să vadă ceea ce nu pot, ce nu pot să vadă ceilalți. Așa cum altădată, slujitorul lui Elisei se uită în jur și spune, vai de mine! Ce-i bai? Ce s-a întâmplat? Păi uite cât sunt! Și observați diferența după ce Elisei îi spune, dar uite cât sunt de partea noastră! Când ochii lui s-au deschis, ce mai spus el? I-a mai fost frica? Nu i-a mai fost frica? Și mă rog ca Dumnezeu să ne deschidă ochii tuturor, să vedem că și cu noi sunt mai mulți ca și cât sunt cu ceilalți. De ce? Pentru că Domnul nostru este viu. Și trăiește. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Pentru că și noi nu avem un Dumnezeu care să uite, care să dormă, ca să nu-i pese. Venim cu cererile noastre, le punem înaintea Lui și știm că și nu sunt în zadar. Cererile care le ducem, de local, de orice, am văzut lista voastră. Și a noastră, și fiecare avem lista noastră. Lista noastră. Dar când venim cu ea înaintea lui Dumnezeu, venim înaintea unuia care este suveran a tot ce este în jur. Și El știe cuvânt cu cuvânt tot ce am scris, tot ce am spus. Și nimic nu rămâne și nu trece cu vederea. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne mai torne încă un pic de un de lemn pe ochii noștri. Amin? Pentru că și este nevoie, este mare nevoie. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și ne spune aici în versetul 3 spune că și Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot în ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Frații mei, niciun om nu poate să spună că îi lipsește ceva ca să-L slujească pe Dumnezeu. Apostolul Petru spune aici că și Dumnezeiască lui putere ne-a pus la dispoziție totul, așa cum Pavel vorbește în altă parte, că și el ne-a rânduit și faptele bune în care să umblăm, nu trebuie să le inventăm, ci totul ne este pus pe masă, nu mai trebuie să punem în practică. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și îi mulțumim Tatălui Ceresc că și El ne-a pus la dispoziție tot ceea ce ne trebuie și Dumnezeu să fie binecuvântat. Pentru că și nu numai că ne-a pus la dispoziție, ne-a pus la dispoziție cu un scop. Și în versetul 4 spune așa, prin care El ne-a făgăduit, ne-a dat făgăduințele. Deci El ne-a pus și ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Slăviți să fie numele Lui Dumnezeu. Iată că și noi avem firea noastră pământească. Și Petru vorbește despre o fire dumnezeiască. Și îi mulțumim lui Dumnezeu că și El este Cel care ne-a pus la dispoziție și spune așa, să vă faceți părtași, cu alte cuvinte, părtași mie. La ce? Numai la bine? La suferință? La tot ce este. Și spune așa, firii dumnezeiești, după ce ați făcut un pic de sport. Nu? Păi da, așa spune aici. După ce ați fugit. Mă mai întreabă cineva dacă este bine să te scrii la sport, să te duci. Da, frate, cum să nu? Duminica trecută am dat răspuns la unul. Cum să nu? Biblică-i! Și Timotei și Petru spune. Sportul e pe prima linie. Dacă nu ești sportiv, nu ești un creștin bun. Ce sport, frate? Fugi! De păcate și de tot ce e rău. Mai sport, mai bun ca asta nu este, nu există nimic. Ăsta e legitimat, ăsta e certificat de Biblie. De acolo încolo, trebuie analizate toate. Dar aici avem certificare.
Aici avem chitanță cu care nu ne poate bate nimeni. Și de aceea zic, Doamne, dă-ne putere să facem antrenament. Pentru că astfel vom rezista ispitelor care vin. Nu așa putem să rezistăm ispitelor. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Iar dacă suntem părtași, ascultați ce spune Apostolul Pavel la Romani 8, citim câteva cuvinte de acolo și spune în felul următor. Voi însă, 8 cu 9, Romani 8 cu 9, spune așa. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Păi după ce ne-am făcut părtași firii dumnezeiești, noi nu mai suntem pământești. Noi suntem duhovnicești. Așa spune aici. Noi suntem pământești și duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este lui Hristos. Apoi, mai jos, spune în felul următor. Versetul 13. Mergem jos la versetul 13. Dar dacă trăiți după îndemnurile firii, spune eu, după îndemnurile ei, a firii, adică, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Versetul 14 spune așa. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, ce sunt? Fiul lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ne. Haideți să ne gândim un pic, să vedem care ne este călăuza noastră. Cine ne este călăuza noastră? Este Duhul lui Dumnezeu călăuza noastră? Doamne, ajută-ne. Avem nevoie de o prezență mai mare în viața noastră lui Dumnezeu. Pentru că și dacă ne facem o analiză sinceră, vedem că și nu în totalitate am dat permisiunea Duhului Sfânt să iei controlul asupra noastră, ci câteodată am zis, mai facem și noi. Și am făcut câte un accident. Și ni s-a lovit inima, ni s-a lovit înăuntrul nostru. De ce? Am luat noi controlul. Ne rugăm ca acest control a Duhului Sfânt, acest Duhul Sfânt, să iei în totalitate inimile noastre în control. Pentru că astfel vom putea face ceva mai mult decât ceea ce Petru spune aici în versetul 5. Versetul 5. De aceea, dați-vă și voi toate silințele și ca să uniți cu credința voastră fapta și cu fapta cunoștință. Frații mei, ca să putem să fim nici leneși, nici neroditori, trebuie să ne dăm toate silințele. Ca să unim ceea ce spunem cu fapta. Asta spune aici Apostolul Petru. Și făcând lucrul acesta, în versetul 8 spune că dacă veți avea din belșug toate aceste lucruri ce sunt scris 6 și 7, lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește cunoștința, în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Doamne, fă să fie toți din biserica aceasta niște buni lucrători. Să nu tragă chiulul, să se ascundă pe Duhul în stâlp, să zică mai facă celălalt, mai tot eu. Nu. Fiecare să spună, eu fac pentru că asta sunt chemat să fac. Nu mă uit dacă o făcut ăla cât mine. Nu mă uit, ăla mă întrece, îi dau la picioare. Nu. Dumnezeu ne-a chemat pe toți să fim lucrători de împreună cu El. Și El spune în felul următor, căci dacă veți avea din belșug, și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze fiecare suflet, cu belșug. Nu? Pentru că cineva întreba, cum să se îmbogățească mai tare? Zic, simplu. Și la asta avem răspuns. Biblia ne dă dreptul să ne îmbogățim încă foarte mult. Uite aici. Mai mare belșug, ăsta nu există. Dacă vrei de ceea ce pământești, s-ar putea să fie un dezastru. Și să-ți pierzi totul. Dar uite că la toate lucrurile Dumnezeu ne dă câte un răspuns. Vrei să te îmbogățești? Ieși și pune în practică. Și mai mare bogăție și averea aceasta, care nu ți-o poate lua nimeni. Toate acestea de pe pământ, te curci, bocași, te trezăști. Sărac, cum a spus sărac. M-am culcat cu toate și m-am trezit când m-am trezit, numai cu hainele de pe mine. Atât. Îmi povestea un vecin care s-a trezit, i-a bătut în lid de la ușă și a spus, nu mai ai nimic, nici magazine, nici bancă, nu mai ai nimic. Retur în Italia. Așa a venit în Italia cu hainele de pe el. Acolo a rămas casă tot. Pentru că astea sunt vremelnice. Dar dacă iei și te îmbogățești cu astfel de lucruri, nu ți le mai poate fura nimeni. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, ca să rămânem în voia lui Dumnezeu. Pentru că dacă spune cuvântul lui Dumnezeu la versetul 10, spune așa, că și cine nu are lucrul acesta și este leneș și este neroditor, nu? Îl paște un pericol. Și pericolul este în versetul 10. Este un mare pericol.
Și mă rog ca Dumnezeu să ne păzească pe fiecare de acest pericol. Pentru că El spune așa, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea. Deci chemarea și alegerea trebuie luptă prin toate acestea ce am citit să fie întărită. Căci dacă nu se întărește chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Deci cine nu face altfel spus, cine nu face lucrurile acestea, este în pericol să alunece. Și să cadă. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, să știm că ei suntem tot timpul în pericol. Pentru că vrășmașul nostru nu face, de chiar dacă noi vrem să facem pact cu el, el nu face pact cu noi. El nu se lasă. Dacă două națiuni se luptă între ele și ajung la un administrațiu și zic, fac pace între ele, fiecare știți ce face? E armele și le duce în rastel. E tancurile și le pune în depozit. Toți. Și cu asta s-a încheiat. Au făcut o hârtie, o semnat și s-a încheiat. Vrășmașul nostru, chiar dacă vrem să facem noi pact cu el, și noi abandonăm lupta. El nu abandonează. Cât trăim noi, nu abandonează. De aceea să fim conștienți că și noi avem o luptă continuă toată viața. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare și să vedem că și avem de luptat. Acum aș vrea să pun o întrebare. Ce înseamnă să fii orb? Pentru că aici spune așa, dacă n-are cineva aceste lucruri, este orb și umbră cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Deci a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu mai citesc toate versetele, ci la Matei 23 cu 17 ne spune cuvântul lui Dumnezeu un lucru foarte clar. Un lucru care ne rezultă este că și cel care este orb și umblă cu ochii închiși, știți cine este? Putem să fim oricare dintre noi. Acei care avem cuvântul lui Dumnezeu în mână și de altfel nu îl înfăptuim. Căci la farisei și la carturari, nebuni și orbi, acesta este versetul 17, nebuni și orbi, care este mai mare? Aurul sau templu? Cine sfințește aurul? Pune întrebare. Deci îi schimbau prioritățile. Pune versetul 19. Mi se pare că același lucru repetă și spune Domnul Iisus. Din nou se repetă și spune nebun și orb. Care este mai mare? Darul sau altarul? Care sfințește darul? Deci oamenii care aveau cuvântul lui Dumnezeu în mână au pus în practică exact contrarul. Cum la Marcu 7 vorbește despre datina bătrânilor. Oamenii au schimbat rolurile și au pus lucrurile în contrariu în natura, cum ar fi de natura lor. Și atunci Domnul Iisus le spune nebun și orb. Este adevărat că la Ioan Domnul Iisus le spune acolo și ei acolo să prind la Ioan să prind farisei și cărturași. Oare nu cumva zice despre noi? Pentru că el a venit să deschidă ochilor celor ce nu văd și cei ce văd să nu vadă. Și atunci aici o primă, aici e problemă de noi. Adică, i-și-o dat seama că ceva intră în contrast cu acest învățător. Ce spune el e contrar, ce spun ei și ce spun ei nu combate cu al lui. Dar mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi să putem să vedem că și Dumnezeu este cel care atunci când face o analiză, o face precisă. Și haideți să ne uităm la o biserică din Apocalipsa, care o găsim în capitolul 3, biserica din Laodicea. Este adevărat, această scrisoare a fost trimisă acelui păstor, acelei biserici, dar tragem niște concluzii de aici pentru faptul că în capitolul 3, biserica din Laodicea, cu versetul 17, aș vrea să citim. Aici cuvântul lui Dumnezeu, ascultați ce spune. Pentru că zici, asta este ce spune el. Spune așa. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu mai duc lipsă de nimic. Au. Deci asta este analiza fiecăruia. Asta este analiza lui. Asta este analiza lui și spune așa. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Dar știți ce nu știa el? Nu știa realitatea lucrurilor. Ascultați ce spune aici. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac și orb și gol. Cum adică? Eu mă văd bogat. Mă văd bine. Și Dumnezeu îi spune așa. Cuvântul Domnului îi spune așa.
și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Doamne, păzește-ne. Și știți care este situația? Dumnezeu, numai pentru că îi spune radiografia corectă a situației lui. Știți că sunt oameni care se zic, mă văd atât de bine, am văzut, uite, de câteva luni de zile, un om care îl cunoșteam bine, unul care cumpăra materiale de la el, s-a dus bine, totul bine, totul bine, s-a dus să facă niște analize. Și analizele au ieșit atât de rău, că în trei luni a fost împământat. În luna trecută a fost înmormântat. Un om care nu a avut niciodată nimic. Dar analiza medicală i-a spus așa. Ceva, un pic, un mic simptom. Un mic simptom. Și o să trebuie să-și facă niște analize în spital. Frații mei, nu mai ieșit. O ieșit dus de alță. Un om care tot timpul vedem acolo sănătos, plin de viață, totul comandat. S-a dus pentru o mică indagine, pentru un mic să vadă ceva. N-a mai ieșit de picioarele lui. Deci, asta este, și mă rog ca Dumnezeu să ne deschidă ochii, să vedem realitatea noastră la fiecare dintre noi. Pentru că, și aș vrea să vă spun, la nașterea din noi ni s-au deschis ochii, dar avem nevoie de curățire. Pentru că îmblăm prin lumea aceasta, îmblăm prin lumea aceasta primă, plină de praf și de mizerie. Și Dumnezeu vrea să ne curățească pe fiecare. Ochiul este lumina trupului, spune în Luca, Domnul Iisus. Dacă ochiul este sănătos, tot trupul tău este sănătos. Dar dacă ochiul tău nu este sănătos, ochiul, prin viziune, prin vedere, omul acumulează cel mai mult în inima lui. Pentru că prin auzire rămâne mult mai puțin raportat la ceea ce noi prin vedere. De aceea este nevoie ca ochii noștri să fie curățați, curățați de Domnul Iisus. Și apoi spune versetul 18. Aici este o rețetă de tratament, pentru că și Dumnezeu nu spune numai ce ai, îți dă și rețeta. Și acum ascultați aici rețeta. Spune, te sfătuiesc în situația aceasta să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești și haine albe, ca să te îmbraci cu ele. Și să nu ți se vadă rușinea și rușinea goliciunii tale. Și apoi spune, și doctorie pentru ochi. Și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi, Doamne ajută-ne. Ia uitați, aici ne dă și tratamentul. Am văzut oameni și în situația aceasta, oameni care au cumpărat medicamentele. Da, îți bat eu de cap să iau medicamente, dar de ce le-ai cumpărat? Am luat câteva și după aceea le-am lăsat. Frații mei, așa se întâmplă de multe ori cu creștinii. Vin la biserică, văd că este nevoie, văd că este nevoie de tratament. Au găsit și tratamentul potrivit și să plictisesc, să duc acasă și spun, dar o mai face alții. Am văzut că nu-i bine ce am gândit, ce am vorbit, cum am mers, unde am fost, dar totuși face primul pas, luni, marți până amiază. Din amarți încolo, deja dă înapoi. Vi s-a întâmplat vreodată lucrul ăsta, să pleci de la biserică plin de înfăcărare. Ai luat tratamentul cu tine și zici, acum eu săptămâna asta mă vinde de tot. Și când a fost marți la miez, ai zis, l-ai lăsat acolo, las că eu de săptămâna ce vine pastilele. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să nu lăsăm cuvântul lui Dumnezeu tratamentul care ne-l dă, pentru că își trebuie să ne tratăm și Dumnezeu să fie binecuvântat. Ascultați versetul 19. Spune așa, eu mustru și pedepsesc pe toți acei pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă și pocăiește-te. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Să fim plini de râvnă și să ne pocăim. Pentru că, așa spune Apostolul Petru în capitolul în care am citit, spune versetul 5, de aceea, dați-vă și voi toate silințele. Este nevoie să ne dăm toate silințele ca să putem să unim cu credința noastră fapta și cu fapta credința și zic ca Dumnezeu, cunoștința și zic ca Dumnezeu să ne ajute în toate lucrurile acestea. Și clar și spus, este că Dumnezeu ne ajută. Important este să ne lăsăm noi ajutați de El. Amin? Amin. Și să mai spunem tot, Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă. Doamne deschidem ochii, deschidem mintea să mă las ajutat de Tine. Că noi spunem, Doamne ajută-ne, ca și cum acum, facă El totul, că eu fac pe-a mea. Și am ajuns, de multe ori să mă rog, zic, Doamne, dăm înțelepciune să mă las ajutat de Tine. Căci nu-i problemă că Dumnezeu nu ne-ar ajuta. Problema e că suntem atât de îndrăvnici, căci nu ne lăsăm ajutați.
Pentru că am vrea să facem ceva, dar nu ne lăsăm ajutați. Și Domnul spune, uite-l că se roagă. I-am dat totul. Eu vreau să-l ajut și el nu încearcă. Nu încearcă nici măcar nimic. El zic, Doamne, dă-ne înțelepciune să ne lăsăm ajutați. Problema care o avem, nu-i că nu ne ajută Domnul. Nu ne lăsăm noi ajutați. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne lăsăm ajutați de El, că așa vom putea să ajungem acolo unde ne-am pornit. Trebuie să citim un cuvânt din Evrei. Din Evrei 10. Pentru că aici este un cuvânt care Biblia ne învață și ne îndeamnă să ținem fără șovăire. Să nu mergem cu șovăială pe cale. Pentru că cel care are ochii deschiși și știe unde se îndreaptă și are ochii unși, Dumnezeu îl luminează și merge pe 10 cu 23, Evrei 10 cu 23 și 25, 23, 24 și 25 spune așa, să ținem cum? Fără șovăire, la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Doamne ajută-ne! Să vegem unii asupra altora ca să ne îndemnăm unde? La dragoste și la fapte bune. Este un exercițiu care trebuie să-l practicăm. Și apoi altul legat din asta, că și dacă ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, apoi trebuie să trecem, să vedem prin versetul 25, că își punem în practică completă lucrarea și spune așa, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Vedeți? Sunt obiceiuri bune, dar sunt obicei rău. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu acest obicei. Amin? Amin. Pentru că spune așa, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Doamne, ajută-ne! Doamne, dă-ne înțelepciune! Ascultați, aș vrea să ținem minte că și totul pleacă de la ochi. Cum vedem, așa gândim și apoi punem în practică. Și aș vrea să mai citesc un ultim verset din Psalmul 119, cu versetul 18. Citim un verset și aș vrea să ne gândim fiecare dintre noi. Căci ceea ce noi vedem, așa gândim. Și apoi nu rămâne altceva decât să pui în practică. Mă rog ca Dumnezeu, așa cum spune aici psalmistul, rugăciunea noastră să fie aceasta. Doamne, deschide ochii ca să văd lucrările minunate ale legii tale. Amin? Amin. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și cei doi frați. Ei ne-am să ne conducă în proprietare și în care aceasta aș vrea să fie așa de dor Iisuse după tine. Spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 26, pentru că ori de câte ori mâncați din pâine aceasta, și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până când. Atunci când stăm la masă cu Domnul nostru Iisus Hristos, ne aducem aminte că El a murit pentru noi, pentru păcatele noastre. Nu sunt eforturile noastre răsplătite, nu sunt acțiunile noastre răsplătite prin salvare, ci este jertfa lui Iisus Hristos, este suferința Lui. Și când stăm la masă cu Hristos, ne aducem aminte că va veni o zi pe care Hristos va reveni pe noi cer. Am mai spus-o și o mai spun, gravitația Pământului nu va mai avea nicio putere asupra trupului tău. Și te vei ridica de pe Pământ, la clipele de ochi îți va fi schimbat trupul. Dar nu pentru că meriți, repet, ci pentru că ai crezut pe jertfa lui Iisus Hristos. Amen. Și pentru că l-ai așteptat pe Iisus Hristos. De aceea vom sta la masă cu Hristos, frații, vom pregăti masa și cele două elemente și vom cânta cu toată inima. Pentru că ne aducem aminte că Hristos se întoarce. Haideți să cântăm cu toată inima noastră această cântare. Amin.
Tată care locuiești în ceruri, în natura noastră umană nu putem să percepem felul cum Tu ai găsit cu care să ne salvezi. Cum ne socotești Tu, neprihăniți pe noi, care ne trezim dimineață și până seara suntem așa de slabi. În această dimineață, Tată, noi facem apel la Tine și Te rugăm să deschizi ochii noștri. Să ne dai ochi spiritual, să ne dai ochi sănătoși, să ne vindeci ochii, să Te vedem pe Tine prin credință și să ne vedem socotiți, neprihăniți de Tine prin credință, Tată. Ne prăbușim la picioarele Tale în această dimineață și de aici jos la cruce, Doamne, privim la frumusețea salvării Tale. Privim în ochii credinței la puterea Ta, la autoritatea Ta, Doamne, și Te rugăm să binecuvânți această azimă care Te reprezintă pe Tine și trupul Tău biciuit și frânt pentru noi. Te rugăm să binecuvânți acest rod al viței, Doamne, și prin ochii credinței noastre să privim la sângele Tău care a curs pe cruce pentru noi. Tată, în ochii noștri să nu mai fie această azimă și acest rod al viței, ci să fie sângele Tău și trupul Tău care a suferit pentru noi. Credem în iertarea păcatelor noastre prin Tine, Doamne, prin jertfa Ta. Credem, Doamne, în dezlegare prin numele Tău și prin credința sângele Tău. Proclamăm autoritatea Ta plină peste noi, Doamne. Și dacă în locul acesta sunt frați sau surori legați de patimile acestei lumi, în numele Lui Iisus Te rugăm să Te slegi, Doamne. Să mustri orice duh din partea celui rău, să sfărăm orice lanțul. Credem în puterea autorității Tale, Doamne. Credem că sângele Tău are putere, Doamne, de aceea facem apel la Tine și Te rugăm să ne îmbrățișezi pe fiecare parte, să lași să simțim dragostea Ta, în aceste clipe să simțim fiecare dintre noi iertarea Ta, Doamne, și brațele Tale pline de dragoste. Îți mulțumim că Tu ești aici, că Tu ești cu noi, că Tu ne învrednicești să stăm la masă cu Tine în această dimineață și că nu sunt meritele noastre și noi însumele noastre ne învrednicesc să stăm la masă cu Tine, ci credința noastră în Tine, Tatăl, lăudat și binecuvântat să fie veci de veci. Amin. Rămân în picioare cei ce se împărtășesc, pot să se împărtășească cei ce sunt botezați la o vârstă matură și cei care nu sunt pus sub disciplină în bisericile unde provin. Pe fond unei cântări și pe fond de mai întâi de rugăciune și mai apoi cântare, să stăm la masă cu Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Slujba din această dimineață a luat sfârșit. Mulțumim Domnului pentru aceste clipe. Fraților de la Odeț, o fată de 3 ani și Sorin Maria, vă rugăm să duceți salutul nostru. Domnul să vă binecuvinteze în lucrarea care o faceți acolo și să vă întărească. Amin. Am înțeles că repetițiile sunt cele programate, așa cum le știți. Am înțeles că vă întâlniți frate Cazan? Da. Ok, v-ați înțeles. Părinții care sunt avizați să rămână sau cum e, spune-ne mai multe, să înțelegem. Așa cum am pus mesaj pe grup, rămân cei interesați ca să-și înscrie copiii la orchestră și să ne punem de acord în perioada care urmează.